La prima oră după deschiderea galeriei Constantin Brâncuș, vizitatorii au venit cu familiile, cu prietenii, să vadă lucrările artiștilor plastici din Moldova. Facem cunoștință, în primul rând, cu sala Brâncuș, ca să știe și ei unde se află sala Brâncuș. Pe urmă, noi avem Nănaș, care este pictor, Tudor Botin, și are și dumnealui expus aici o lucrare și am venit să-i arătăm piciorului lucrarea Nănașului și micuțul nostru, Grigore. Foarte mult iubește să desenează și de multe ori îmi spunea, vreau la școala de pictură. Și asta tot este un imbol de la duce aici să vadă. Am venit împreună cu tata lui, îi plac mai mult lucrările realiste, pe cele abstracte nu le prea înțelege. Fratele meu și fiul lui este prezent la expoziție cu lucrări din satul Jora, îi amintesc de copilărie. Lucrări de pictură, grafică, sculptură, tapiserie, peste 220 de creații ale artiștilor plastici din toate generațiile sunt prezentate la salonul de primăvară. Este una dintre cele mai importante expoziții anuale inaugurate la începutul primăverii. Fiecare vine cu ceva, cu un buchet de flori, adică cu o lucrare, care el este pornit de la inimă, e un mesaj pornit de la inima mea spre inima dumneatale. A tuturor celor care le place arta plastică. Dumneavoastră ați venit cu un altar al îndrăgostiților. Al îndrăgostiților, da. Este un simbol celor care sunt îndrăgostiți, fie de o vârstă mai tânără sau puțin mai târzie, dar e un lucru sfânt. În curs săptămâni n-am avut timp din cauza serviciului să vizitez, știind că se deschide salonul de primăvară. Și am hotărât să venim azi. Îmi place foarte mult, mai ales expozițiile de grup, îmi plac prin diversitatea de tehnici de lucru, teme abordate. Am decis să începem ziua de duminică cu vizitarea expoziției. Este foarte interesantă. În măsura în care mă pricep, îi explic nepoatei mele mesajul lucrărilor. Salonul de primăvară va fi deschis până pe 27 martie.